Ia Aici zi. mai am foarte puțin agresie. Asta o să o montez când vine ușa. Da, asta să pune aici. Când... Așa? În bucătărie mai am cât 2 metri de agresie. Sau am început și la pere să-i pregătim. Mai trebuie dat o mână de finisaj ca să... Deci aici mai trebuie finisat. Da, trebuie finisat. Și pe pereți, ce zici tu să punem? Nu, că nu am mare, am zis să vedem. Am rezolvat și cu instalația electrică. Așa. Toată zona asta de aici, începând fără tavan și peretele ăla, este zugrăvit. Mai sunt reparațiile la calorifere, exact cum a fost și Tingo. Reparațiile la calorifere care urmează dat de jos. Montez astăzi plinta. Și acolo la intrare. Ăla rămâne așa pentru că o să mi se dărâme când ușa. Corect, când corect. Montez ușa. Da. Și de-aia n-are rost să mă complic. Așa. S-a montat întrerupătoare momentan că am pus aplicile. Da. Așa. Așa, stai să vedem aici în baie. Mai am stat. O ferestre asta o să vină exact cum la nivelul ăsta. Și aici. Aha. Și aici inclusiv, și aici o să vină cabina de duș. Vine mai înaltă, vine undeva la 2 metri. Faianța, toată zona asta. Deci acolo o să fie... Da, aici vine mai înalt. Faianța mai înaltă. Aici da. O să fie în zona WC-ului. Da, nu o să fie prea înalt. Aici nu are rost să fie prea înalt. Da, aici e pusă gresia, dar... E pusă gresia, dar... Nu se vede, trebuie, da. Am plinat, dar n-am plinat-o. Și cu plinta, da, plinta trebuie... Nu e montată, nu da, e lipită. Da, e lipită. Creanță și pusă pe poziție ca să da. Lipeze. Acum e terminat și asta cu gresie. Ia. Și cu lavabil, clar. Da. Deci așa va arăta balcon. Da. Asta este balcon, mai am aici, aici o să astăzi. Mai punem o priză, aici da. Ce trebuie să montez? Aici trebuie să-i punem niște colțare, da, că nu aveam cum să încarc tot peretele corect. Pentru asta. O să-i pun niște corect. Colțare albe să da. Se vadă ok. Pe vasele la exterior, dacă se văd, alea de aluminiu, inclusiv aici. Da, deci sunt... Ia, stai să deci sunt pervaze noi puse da. Acum. Da. Trebuie să-i curăț spuma, să-i fac și pe afară reparațiile, inclusiv aici la balcon. Și la cealaltă la fel. Da. Și aici. Și aici o să mă dacă vreți să... Dai. Aici așa sunt astea. Bun. Astăzi o să-mi intre să finiseze bateria să fie terminată. Da. Am zis să termin eu cu plinta și după aia să intru eu și în bani. Hai să văd cum să... Să montez în bani. Dacă în caz fără frică, nu-i probleme. Da. Stai să mai vedem o dată baia. Da. Vedeți, acolo vine... Stai, lasă la mine. Ca să am recul, că după aia nu. Așa? Da, aia vreau să vă arăt. Aici e sifonul de parduseală pentru ghiuvetă. Uh-huh. Așa, și aici este cel de duș. Cel de duș, aha. Și o să vină undeva aici. Aha, deci o să fie destul de îngust. 75, n-am cum, că și așa, de-aia am luat și chiuveta așa mică, că nu am spațiu aici. Da. Nu am spațiu. Și aici sunt de la coloana de... Da, coloanele. Da. Coloanele, la părerea așa. Și aici o să trebuiască să facă modificările pentru ăla. Să spargă aici, să ies cu ele acolo. Da, pentru bideu. Da, pentru bideu. Uh-huh. Am înțeles. Ia stai să vedem.